minima determinată să practic MMA-ul, am vrut să încerc o nouă experiență. Da, mulți ani am fost într-un sport, adică judo, sambo, dar am vrut să mă încerc în alt sport, în alt stil de luptă. Pe mine m-a motivat să fiu campion, prelungirea și un exemplu al părinților noștri și strămoșilor noștri. În viața mea a fost un moment când am vrut să părăsesc sportul și cauza era foarte importantă. Este aceea că nu am putut prelungi să mă... Nu am putut să supraviețuiesc singur însuși eu, nu încă să mai formez o familie sau... Și motivul și motivația care mi-a permis să prelungesc mai departe, să m-a insuflat, e aceea. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat anume așa mamă care o am și așa frate și adică așa familie. Să caute exemple și ideale în persoane pozitive și permanent să-și întărească propria opinie și viața sa doar prin pozitiv și oamenii care dau un exemplu doar bun în viața aceasta. Foarte mi-aș dori acum o familie și copii, fiindcă prin viața familiară încep să înțelegi, să devii o personalitate foarte corectă și exemplu, ca sportiv și pentru copii și pentru și ca antrenor și ca tată. Pentru a obține performanțe la nivel internațional, la arena internațională, trebuie în primul rând de schimbat modul de pregătire care este învechit la noi. Și din cauza niște unor orgolii antrenorilor care sunt în vârstă, nu permit la cadrelor tineri să pregătească sportivii la nivel mai superior. Au fost doi sportivi. Primul a fost la începutul carierei mele, care pentru nivelul meu de experiență și pregătire a fost prea... A fost de nivel mare. A fost sportivul din Azerbaijan, Mamali Osman Nadir, și recent am avut luptă în RXF, gala 19, în Galați, Mike Brightman, din Statele Unite ale Americii. Eu m-am cedat în luptă cu Mike Brightman. Prima cauza a fost că m-am ridicat într-o greutate mai mare și a doua, fiind ca oricare sportiv, am avut niște mici neatenții care au jucat un rol foarte important în această luptă. Pe viitor eu mi-aș dori foarte, foarte mult revanș cu el, fiindcă nu consider și nu simt că el este un adversar ca pregătire fizică și ca nivel de performanță mai înalt ca mine. Fiind membrul nou al clubului Kudokai și intrând în această sală și la arena RXF-ului, în cușca RXF-ului, pot să spun că chiar aș spune că este un fenomen deosebit și straniu, ceea că cum mă întâlnesc publica României. Următoarea luptă a mea va fi pe data de 15 decembrie în România, București, iarăși în organizația RXF, dar oponentul nu este stabilit sigur. Fanilor mei care mă susțin permanent și cred în mine, i-aș mulțumi din tot sufletul pentru că sunt alături permanent și să știți că noi, motivul care ne determină să ieșim, să luptăm, în primul rând, sunteți voi, care rămâne în sufletele noastre până la sfârșitul vieții noastre.